New York, marele măr. M-am pus adi să-mi duc mărul de acasă să muși din el, dar nu vreau să muși din el. Unu, poate nu ne iese filmarea din prima și nu mai avem altul. Și doi, nu mă ce-am mâncat, îl mânc mai târziu, dar asta e ideea, the big apple. În New York sunt extrem de multe muzee, nu, sunt fantastic de extrem de multe muzee pentru toate gusturile. Ori muzee mai serioase, cum ar fi Muzeul de Istorie Naturală sau Muzeul de Artă Modernă, dar avem și muzee așa pentru mai pe gustul nostru, cum s-ar spune. Cred că asta a fost visul cel mai intim al Alexandrei, să facă baie într-o mare de bomboane roz. La fiecare două ore trebuie să stau întinsă câte jumătate de oră. Ne-am găsit locul, uai ce bine. După o zi atât de încărcată. Sunt foarte comode astea. Băi, să știi că vorba aia, dai $50, dacă am jumătate de oră poți să țipești aici. Evident că am ajuns din nou la Shake Shack, care sunt hamburgerii noștri favoriți. 20 Sorry! Yeah, sorry! Vă arăt imediat ce am comandat și cât am plătit. Ce e fain că există acolo un bar unde poți să spui tu ketchup și tot ce vrei. Deci poți să-ți personalizezi meniul, care și așa este, nu e așa, foarte puține calorii. Adrian? Yeah, that's me. Ketchup pe... Am crezut că așa îți place. Pai? Da, este acolo. $27, hamburger simplu, hamburger cu astea tău, cu bacon. Dar nu se dat sosul la iute. Nu știu. E micuțel hamburgerul, dar exact cât avem nevoie. I beat my Joby, feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced, we headed straight to the source. No middleman, little man, let me show you if you is lost. Alexandra e foarte dezamăgită. Serios, nu. Și-a rămână cu poza, filmează și cum arată. $5.50, ce ai aici? Sour Duff. Hai, zi să mă le facă. Cum să ți-l facă? Să mi-l facă... Și tot $5.50, o chestie care părea foarte mare în poză. Cum se trebuie să fac? Da, foarte mică. Ce? Asta. Cum se zic să ne plăjească? E pâine pentru toast. Mor. Pâine toast de bread. Mulțumite. Filmează poza de prezentare și cam așa arată sandwich-urile, de fapt. E pâine, pâine, aproape neprăjită. Eu l-am pus la făcut, dacă vrei. Eu vă făceam acasă cu $3 sandwich-ul ăsta. Încercarea numărul 2. Ce prânz e asta din plastic, de nu se topește, serios. Mm-hmm. Uite-te ce prăjită e asta și prânz atât are. Ok, bine. Memories don't fade, sometimes you miss the old days, but nothing changed, less you change, what's around you, how you think. Dar noi de jumătate de oră ne chinim aici să aflăm cât trebuie să plătim. E foarte, foarte, foarte complicat. Deci ai prețul 10, plus taxe încă 10% și plus trebuie să lași ciubuc. Ce sugerează pentru toată suma, uite, dacă lași 18% ciubuc, 20% ciubuc, 22%, dar mai puțin de 18%, cum adică tu trebuie să lași $15 ciubuc la o notă de plată de $90. Ticketed guests. Aici. Băi, adică ce poate fi mai fain decât să dai $52 ca să vezi curcanul pe care Joey l-a purtat nu știu care episod. Joey? Joey. Oh my god!
Și așa e când mergi cu fetele la shopping în America, la o zi de outlet și apoi mai mergi și la Walmart. Deci, practic, ori ajuns români în America. Eu cred că o să merg cu bagajele și nu mai vine cu trenul acasă. Vai, dar nu se vede, stai că nu se vede cât te îs. Cât te îs, nu sunt așa mult. Mamă. Deci niciodată n-am fost misogin, dar logica feminină de a băga bagajele în mașină, de data asta mă dă pe spate. Uitați-vă și voi, de ce trebuie 30 de pungi cu câte un singur produs, în loc să bagi 30 de produse într-o singură pungă să economisești jumătate de portbagaj? Unde-i cheia, Adi? Butoi. Este locul în care cei mai mulți canadieni merg în luna de miere? Noi am venit în baby shower de un pusi? Nu așa încă. Cascada Niagara era simbolul Statelor Unite. My love, asta e mașina. Dar de ce n-are număr? De ce avem număr de Florida pe ea? Cum să ai număr de Florida când mergem în Canada? Să fie un semn? Soțul meu se încăpățânea să lase GPS-ul în limba franceză, ceea ce pe mine mă enervează maxim și refuz ca să fiu atentă la GPS. Continuă. Unul la mână e în mile totul. M-am uitat la limitele de viteză, deci nu vă imaginați că puteți să-i dați ca... Băi, ești împit! Ok. Să-i dați ca în Europa. Deci, în statul New York ai 55 de mile pe autostrăzile în zonele urbane și 65 în zonele extraurbane, rurale. Asta înseamnă 80 și ceva de kilometri pe oră și 104 km pe oră. Deci viteza maximă pe autostradă în statul New York e 104 km pe oră. Băi, vă dați seama? Ce înseamnă clișeele? Aproape că îți dorești să fie așa ca în filme, să vezi o mașină de poliție cu girofar în spate și să-ți facă cu sirena să tragi pe dreapta, să vină la geam, să spună drivers, driver license and registration please, step out of the car, sir. Ce prostie cu filmele astea. Da, așa e toate filmele, nu? Da, dar nu pe autostradă se întâmplă. Da, chiar. Și aici este celebra Yonge Street, se scrie Yonge, și ei zic că este cea mai lungă stradă din lume, are 1000 de kilometri. Nu știu dacă e 1000, a zis și el așa, 86 de kilometri, nu 1000. Aia e o mică diferență. Bună dimineața! Bună dimineața! Încă o dată, bună dimineața! Neată bună. Un weekend la ski cu Everyday Holiday. Asta a fost cea mai frumoasă. Bine, chestia asta nu este tocmai legală ce fac eu acum. În fiecare zi este vacanță. Și după ce Alexandra va termina de butonat telefonul, o să vă spunem Hello. Că este o nouă zi și deci o nouă aventură rezervată tot prin Get Your Guide. Și anume, toată lumea cunoaște... Stai puțin. Cum adică e o nouă zi? Aici ca să mă îmbrac la fel, să mă machez la fel, să-mi fac părul la fel, nu ca știam... să crede lumea că e aceea zi. Nu știam cum voi edita. Super. Cu toții cunoaștem acele trăsuri. Nu vine să cred, puteam să, scuze-mă că te întrerup, dar puteam să mă îmbrac mai gros și nu m-am îmbrăcat mai gros pentru că aici să mă îmbrac la fel. Deci și astăzi o să îngheț din cauza asta. Trebuie să fiu mai hotărât. Deci, domnul regizor, vă rog frumos, faceți planul de acasă.
It's a beautiful day. Aici avem sărutul de Gustav Klimt, îl găsiți pe orice magnet din Viena, pe orice tricou, este unul din simbolurile Vienei. Aici avem celebrul tablou Sărutul al lui Gustav Klimt, pictat în jurul anului 1908, și aici avem Sărutul Alexandrei, realizat în anul de grație 2023. Bucuria, bucuria soției bucuroase. Da, mie îmi place foarte mult. 50 de euro? Da, uite cât am luat. În momentul în care comuniștii sovietici au venit la putere, au vrut să șteargă tot ce înseamnă religie și credință. Și în Rusia era mâncare extrem, extrem de aromată. Ciorbă cu măsline, cu lămâi, cu... gata, 10 porții de saleanca. Poți să fac abonamente aici? Vai, că o să te muți în... deci pentru asta ai fi în stare să te muți în Moldova. Deci tot vinul ăsta e numai pentru noi de aici. Faci față? Haide, că păi fac dacă... spate. Au zis că ne trebuie 3 luni numai ca să-l numărăm, oare cât ne trebuie ca să-l și bem? De... Orheiul vechi, top... Da, orheiul vechi adică să face... Orheiul vechi trebuie primul să-l vizitezi. Bine, după Chișinău. Acum 10.000 de ani, aici nu era nimic. În antichitate, dacii, grecii și romanii au venit la gurile Dunării, iar mai apoi genovezii și otomanii. Nicolae Ceaușescu a vrut să o transforme în teren agricol. Din 1991 este rezervație a biosferei. Întrebarea noastră este... ce găsim astăzi în delta Dunării. Ma, cam cum s-a împotmolit Miorița în Mauritania, cam așa ne-am împotmolit și noi aici, în delta, nu mai mere. Nu mai mere. Spunem că fabrica de amintiri l-a împins, l-a ajutat în delta. Noroc cu fabrica de amintiri, că altfel Patrick, săracul, nu vedea nici marea, nici delta. Că așa tare mult o vede, că doarme. Eu sunt noul prezentator al canalului. Niște prieteni mai vechi de-ai noștri. Asta e, asta e making of la valize vesele, înțelegi? Hai să vă arăt, hai să vă arăt ce bea Vlad. Deci fii atent ce bea Vlad, înțelegi? Să nu credeți că... A, nu e a voastră, scuze. Nu făceam making of la making of. Deci ce e aici? Namibia, Botswana, ce e? Că tot am zis că ne vedem și ne-am văzut nici la Deva, nici la Arad, nici la niciunde. În sfârșit ne întâlnim și live. Tira, muc, iai! Tira, sus, muc, deci numai unul luăm, nu? Numai unul luăm, că lucrăm mai ușor. Și ăla ți stau cu mința acolo? Are treabă. De obicei, câinele le găsește numai pe alea care mirosă. Deci în momentul când mirosă, când scopte, ele emană un gaz, vine în aer, nu și câinele adulmecă. Și alealte rămân în pământ. Într-o loc o să fie 100 de trup. Nu-i voie lor. Deci eu, asta e, nu-i voie, lasă pe domnișoara în pace, hai, că vrea, vrea, nu-i, cu mine, da, cu mine, că eu sunt de asta cu câinii, hai, no. Și zici, nu-i voie, Chira, deci, cei mai, gata, cei mai performanță să ia pointer, asta e un, hai aici, un brac german, dacă nu poate să o scotă, dacă e prea adânc, o... adu aici, adu aici, adu aici, adu, la jos, la jos, la jos, la jos, no. N-are voie, uite, o zgâriat-o, n-are voie, uite, vezi, ele așa arată, când o spele așa, lucește, le zice diamantele negre, știi, diamantele în bucătărie, că lucește tare în ochi. O călătorie în țara Hațegului înseamnă o călătorie în tip, așa cum spuneam, plecând de acum 70 de milioane de ani, spunând povestea dinozaurilor pitici unici în lume.
Mergem apoi în perioada glaciațiunii, când ne-au rămas minunații munții ai Retezatului, în jurul cărora s-a și format primul parc național din România, în 1935. Ajungem apoi în perioada antică, sunt urme ale dacilor și în special ale romanilor aici în Țara Hațegului. Călătorim spre perioada medievală, de când avem cetăți, castele și biserici de piatră. Țara Hațegului este cunoscută ca fiind țara bisericilor de piatră. Și încet, încet ajungem spre zilele noastre, unde avem povești ale oamenilor locului, care păstrează atât de frumos în continuare toată povestea asta și o duc cu capul sus înainte. Cuib cu ouă de dinozauri. Nu sunt ouă ale balaurului bondoc, sunt ale unei specii de herbivor, se cheamă Thelmatosaurus transylvanicus și dincolo de dimensiunea lor, evident mai mare decât a ouălor din ziua de astăzi, poate asemănătoare cu așa de sus, vedeți că s-au păstrat perfect în procesul de fosilizare, inclusiv porii aceia prin care respira embrionul dinăuntru. Din păcate, am primit de mai multe întrebare dacă înăuntru mai sunt embrioni. Nu mai sunt embrioni. Unul dintre colegii noștri a dus la un moment dat un astfel de ou la un computer tomograf și explorarea aceea a arătat faptul că nu mai este embrion înăuntru. Deci ouăle sunt eclozate. Sunt originale sau e un mulaj? Da, nu este un mulaj. E un cuib autentic cu ouă de dinozauri depuse acum probabil 70 sau ceva 70 de milioane de ani. De când am venit, scuze că te întrerup, mă uit doar la mingile astea, la baloanele astea, care de mult mi-am dorit să mă dau în ele și mi-a fost frică, mi-e frică în continuare, dar... E clar ce urmează. Dar... Și după aceea o să mergem să vedem cea mai mare masă din România. Masă cu scaune. Poți să-mi trag și genunchi înăuntru și mă rostogolești, bine? Gata, hai să mergem acasă. Nu te ești copilul, avem hai, un copil. Hai, nu, dar îmi place. Ultima dată. Hai. Ultima dată. Biserică sunt reprezentate și câteva dintre fețele regale ale României și când au venit comuniștii la putere în 1947, pe regele Mihai și pe mama lui, regina Elena, i-au acoperit cu var, iar aici unde este regele Ferdinand și regina Maria, reginei Maria i-au desenat barbă și preoții le-au spus comuniștilor că sunt toți sfinți războinici și au reușit să rămână așa neacoperiți. Povestea continuă într-un mod și mai interesant. După Revoluția din 1989, s-a pus problema să-i dea barba jos reginei. Și au încercat cu tot felul de diluant, alcool, soluții și nu au reușit cu nimic. Și până la urmă a venit cineva cu ideea cu miez de pâine. Și a fost singura modalitate prin care au reușit să curețe barba, dar a rămas fața mult mai luminoasă, mult mai deschisă la culoare decât restul picturii. În vlogul de astăzi o să vedem cum este să mergi la rafting în România comparativ cu Austria. Pe lângă alte câteva chestii, mai mult sau mai puțin nebune. Și a venit momentul să facem o călătorie lungă pe care am tot anunțat-o, altfel, și anume, cu rulota! Tot pe mine m-ai filmat, o să zic că lumea altfel, tot cu mine, da? Ea nu e rulota, ea e rulota, da? O să mergem în Serbia, Macedonia, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și Croația. Ce mănâncă acolo, grețos?
Spanac cu trei căței de usturoi, cartofi dulce și morcov. Nu, deci nici asta nu trebuie să vadă protecția copilului. De ce? Îi dau usturoi. La copil de 7 luni tu îi dai trei căței de usturoi? Da, e nebunit după asta usturoi. Asta nu o să aibă vierm toată viața lui. Păi asta e ideea, nu? Oare unde am putut să-l ducem pe Patecos de data asta? Trebuie neapărat să fie cel mai tânăr om care face tot felul de chestii trăznite? Rămâi alături de noi pentru o nouă aventură! În episodul de azi veți vedea ce am găsit pe fundul frumosului lac Ohrid și cum am petrecut clipe de neuitat în orașul cu același nume. Tot de neuitat este și țeapa pe care am luat-o aici. Trei feluri de baclava, câte patru bucăți, 600 grame, că-s grele. Cât credeți? Cât ai luat? 4 bucăți odată, 4 de 2 ori, 2, 2, 8, 10, 12, 13 bucăți de baclava, dar micuți, așa, asta 30 de euro. 30 de euro. 30 de euro aici, vedeți? O bancnotă de 5 euro, niște monede de... Mamă, dar e oribilă. Stai, care e oribilă? Toate. Dacă tot poți să... Nici nu vin. Unde, Paticuț? Stai. Deci, din aia cu conservanți, stai, care ține 7 ani. Care? Nu mai am treabă. Care aia la cutie? Da, da. Patic, tu ce părere ai? Ai cu 30 de euro? Aia e. E l-o râs. Bă, de arătat, arătat bine, mă, nu? De acum o să povestim amândoi. Știu că pe tine nu te interesează toate datele astea istorice, cum că sunt foarte multe biserici bizantine, pur și simplu intrăm și ne uităm că sunt frumoase, nu? Dacă povestim despre fiecare în parte, e puțin cam ciudat. Așa agenda frumoasă am luat. O, oh, da. Oi, ce frumos, e că merită, chiar dacă e împachetată. Aia pe care, am, ales-o. Pe care am plătit 80 de euro. 50, bă. Nu, că nu am să ne dea cu 50. Am negociat-o la 80. Uite ce frumoasă e. Vă place agenda? Și dacă da, vreți și puteți scrie-ne, nu trebuie să puneți în vitrină neapărat. Da, poți să scrie. O zis că cum are grijă, că suge pagina, știi? Că e da, papirus original. Da, să folosești pix uscat și ne-a arătat cum, da. Uite, fii atent cum vânează elebe de acolo. A, ah, stai că nu sunt românii din Viena din 90, am uitat. Bun. Trebuie să închei vlogul că am luat-o pe ulei. Nu trebuia să beau o treime de bere la masă. Merg perpedas, nu? Nici asta, că nu zici. Merge perpedas. Acum se pune problema dacă merge cu taxiul sau pe jos. Merg perpedas. Cine vă celelalte două treime? Patrick! Un terabyte, 20 de euro, valabil o lună. No. Puteți acum să vă uitați la toate serialele Netflix până ajungem. Trebuie să-i dau la pruncul tău să mănânc ce sunt ocupată. Felicitări, ați câștigat 1 milion de euro la loto. Nu mă interesează, trebuie să-i dau la pruncul meu să mănânce. GPS-ul Iana despre o scurtătură a scurtăturii, să ne scurteze 80 de kilometri. 34 de kilometri, am întrebat pe cineva și să se ia, că numai așa. Aoleo, fac picior. Stai, băi. Suntem români nebuni. Hai de mine. Adi, hai pe față, că mie mi se face rău. Ah, ok, bine. Turul nostru balcanic a ajuns, după multe peripeții, în Muntenegru, la Budva, pe malul mării. În vlogul de astăzi vom merge într-una dintre cele mai frumoase excursii pe mare pe care le puteți face în Europa. Și am rezervat această excursie, ca întotdeauna, cu Get Your Guide. Kotor este numit și orașul pisicilor. Sau, dacă vreți voi, orașul mâțelor. Muntenegru este numită țara mâțelor. E plină de mâțe. Păi da.
Asta care e pe bune? E foarte pe bune. A, da? Da? Hai, noi nu bune. Oferim decât informații pe sunt bune. Sunt foarte multe pisici aici. Mers să miau! Cer. Deci peste tot, breloc cu pisici, tot felul de statuete cu pisici. Deci pe bune că e orașul pisicilor, am înțeles. Și muzeul pisicilor era. Sirena lui Andersen, așa Budva are propria ei dansatoare, care este considerată simbolul orașului. Există mai multe legende privind ce ar simboliza, niciuna nu s-a dovedit că ar avea un sâmbure de adevăr. Ce este însă adevărat este că dacă mergeți și frecați o anumită parte a corpului dansatoare, nu vă gândiți la prostii, atunci veți avea noroc. Chiar ne gândeam că le-am făcut pe toate, dar iată că ajungem azi la canionul Nevidio în Muntenegru, cireașa de pe tot. Aici, gata joaca. Totul e dus la extrem. Să înceapă nebunia! Perioada de maximă glorie turistică a orașului Sarajevo a început în 1984, când orașul a găzduit cea de-a 14-a și totodată una dintre cele mai reușite ediții. Te-ai hotărât să faci un vlog singur? Da, pentru că tu faci numai cumpărături. Și e supărat. Și ca să nu-mi dau seama cât cheltui, vorbesc și eu cu camera. Corect.